Diana și Dani stăteau de vorbă pe terasă și spunea Dani că nu a avut niciun dubiu în privința relației lor, în privința Dianei până acum și după ce au ieșit din casă și au petrecut timp împreună și fără camere, acum chiar că nu mai are niciun dubiu. Înseamnă că o mică urmă de îndoială a fost acolo la început, dar după ce a văzut-o pe Diana și în afara casei s-a convins că e ce trebuie. Spunea că orice ceartă ar avea, orice discuție cu siguranță se va încheia cu bine și că aceste certuri din casa Mireasa sunt din cauza tensiunii și astărilor pe care le trăiesc și le acumulează acolo. Așadar, eu zic că după ce a spus asta Dani, e sigur 100% că vrea să se căsătorească cu Diana și e convins că vor avea o viață fericită împreună.